televiziunea Exclusiv TV Onești. Domnul consilier Bârzan Răzvan, care de astăzi trebuia să prezideze 3 luni de zile, m-a anunțat ieri și am înțeles că am mai spus și la alți consilieri că nu este astăzi. De pentru care o să folosim același articol 47, aliniatul 3 din legea administrației publice locale, să faceți propuneri pentru un președinte de ședință care va conduce ședința de Consiliu. Propunerea mea, deși nu era ca să fac o propunere, doamna Albu, îi rămăsese o ședință restanță. Am o problemă hotărârea prezente ședințe, da? Alegerea unei ședințe de la sunteți de acord? În unanimitate, da? Eu vă sunt în alții mei nu știu nimic. Doamnă secretar. Da, spuneți. Doamnă Potoroacă și ceilalți... Dar ieri au fost la comisii. Nu, dar zic, s-au anunțat că n-ar... Nu. Eu nu știu nimic. Deci mie nu mi-a spus mie, da. Ce bine a fost? Doamnă Potoroacă, particip și doamna... Da, o să anunț doamna președintă că participă și doamna asemenea. Nu știu ce este. Ce dăteam? Deci primar, am plecarea deschisă ședința. Dați cuvântul domnului primar, dar primar a anunțat prezența la ședință a domnului Simona Brilea. Da. Ordinea de zi la noi are 6 puncte plus problemele diverse. La ședință a cerut permisiune și să participe și doamna Simona Drilă. Este la noi din sat, la Pasău. Ședința e deschisă. Când da, bineînțeles. Da, doamna în cauză. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodării și înfrumusețarea comunii Asău pe anul 2017, inițiator domnul viceprimar Emilian Budacă. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor produse, corpuri de iluminat stradal. Am înțeles că asta nu e. Asta l-am scos. Zic, l-a scos. Inițiatorul va retrage la momentul când ajungem. Da? Așa, cu LED-uri, lămpi de înaltă eficiență pentru modernizarea rețelei de iluminat public din comuna Asău. Proiect de hotărâre la 3, privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz în favoarea SC Delgaz Grid SA, fostul E.ON, nu? Da. În vederea derulării investiției alimentare cu energie electrică, hală Banzic, localitatea Păltiniș, comuna Asău, județul Bacău, proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Asău, inițiator primarul, 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, așa zis ADIB, inițiator primarul, proiect de hotărâre la 6 privind demararea procedurilor privind accesarea de fonduri europene pentru obiectivul realizare infrastructură apă uzată, rețea apă uzată și stații de epurare în comuna Asău în cadrul Programului Național Dezvoltare Rurală 2014-2020 sub măsura 72. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază în scară mică. Inițiator domnul consilier local Eugen Puiu. Și probleme diverse. Dar acum mai sunt și alte probleme. În primul rând, aș vrea să punem la vot ordinea de zi. Acum am zis că ați avut în mapă de superbala în ședința anterioare. Dacă sunt ceva completări, modificări la el, îl punem spre aprobare și procesul pe care la ședința trecută. Cine este pentru? Toată. Și acum, da.
Da, dacă doamna Simona doriți să cuvântul, dorește. Da, după aia pe mine restul nu mă interesează ce... Adică, mă rog, mai puțin. În primul rând, bună ziua, mă numesc Drilia Simona. Sunt nou cetățean în APA Său, în comuna Său. Sunt născut aici, am locuit câțiva ani în Bacău, acum recent m-am mutat în APA Său. Nu vă prea cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, nu prea am interacționat din cauza distanței. Voi avea timp să vă cunosc. Îmi pare rău că domnul consilier care mă reprezintă, care îmi reprezintă partea unde locuiesc, nu este. Bănuiesc că este domnul Dogariu, nu? Marian. Sau nu știu regula care toți reprezentați sau fiecare zonă. Cam toată lumea răspunde de toată Ok, lumea. Asta este foarte bine, dar nimeni de nimeni. Dacă repartizați așa frumos, Am înțeles. M-am mutat aici cu un singur scop. Să fiu mai aproape de primărie, pentru că îmi pasă de satul APA Său, îmi pasă de comună și de toți locuitorii de aici. Aș vrea să vă rog, știind că sunteți oameni capabili și aveți o vârstă, să lăsați politica și să faceți mai multă treabă. Aș vrea să vă rog, în frunte cu domnul primar, în primul rând, să vă ocupați de, în ceea ce înseamnă educație, domnilor consilieri. Astăzi, fără voia mea, am intrat în curtea școlii APA Său, unde eu am învățat. Și vă rog să mă credeți că mi-a lăsat un gust amar. Copiii nu au unde să își desfășoare ora de educație fizică. În curtea școlii cât este de mare. Vă rog să mă credeți. Și aș vrea să vă invit să mergeți într-una din zile să vedeți cum arată curtea școlii din APA Său. Și aș vrea să vă mai invit să intrați și în școala APA Său. Cum curg, cum sunt tavanele pătate, cum se infiltrează apa și cum acoperișul este vai de capul lui. Și vreau să vă mai spun un lucru. În curtea școlii m-am întâlnit cu un domn care lucrează la școală. Am înțeles că este domnul care se ocupă de centrale sau ceva de genul. Lucian și nu mai știu cum. Da. Și i-am spus așa, zic, domnul Lucian, m-a întrebat ce faceți, doamnă, în curtea școlii. Zic că am venit pur și simplu să văd, să trag așa un ochi. Și zic că astăzi am să merg la ședința de consiliu. Aveți vreo doleanță să transmiteți? Știți ce mi-a spus? Vă rog să-i transmiteți domnului primar să acopere școala. Dar noi am fost, când am fost domnul Emil, ieri. S-a urcat domnul Emil în pod, cu el. Eu nu m-am urcat în pod, vă spun. Și cu ce aduce, a făcut iarba, praf acolo, okay. O mașină de Tocmai. Eram acolo. Tocmai. Deci îmi dați dreptate, da. Cum arată curtea școlii. Vă dăm dreptate, dar și ei ca administratori, că școala nu administrează. Nu contest, așa este. Ar trebui să-și facă treaba mult mai bine. Cu ce, deci, domnul consilier? Ulucile de la Streașină sunt spânzurate de cel puțin o lună de zile, le-am spus. Și le-am repetat. Și să le dea jos. Omule, deci nu, ce vrei să-ți vină cineva? Da, este vorba de gospodărirea proprie, normal. Aici nu spun că dacă toate ni se sparg chiar în capul. Nu, stați un pic, că eu nu am acuzat, doar v-am rugat. Da, să luați niște măsuri. În podul școlii, dacă tot îmi dați voie să continui așa, am fost personal cu el. Așa mi-a rămas acolo. Mi-a rămas că nu mi-a luat scara. Da, nu e atât de gravă situația, cred că se exagerează, dar lemnăria e bună, toată e perfectă, doar a fost pusă astereala verde, s-a bătut cuile și când s-a uscat s-a strâns și sunt infiltrați. Așa, dacă erau gospodari și vrea să remedieze, se putea remedia, dar tot ca să caute un țaveș pe zbăr. Asta e așa o paranteză care e. Da, bine, eu nu am urcat în pod. Da, absolut, noi am fost... E trecută și în programul nostru, pe anul ăsta, neapărat. Am programul ăsta. Este prima doleanță pe care o am, pentru că, din punctul meu de vedere, totul pleacă de aici, unde copiii trebuie să-și desfășoare activitatea, unde învață, unde aici învățăm cum trebuie să pornească și aici le formăm coloana lor vertebrală pentru mai târziu.
dacă ei văd aici că totul e pe dos, atunci și ei vor face la fel. Și atunci nu o să ne mai mirăm că atunci când le vor veni rândul și vă va lua rândul locul dumneavoastră, va fi defectuos totul. Doi la mână, în aceeași zonă, aș vrea, domnule viceprimar, să vă implicați un pic, pentru că există un singur tomberon în contextul în care sunt atâtea gospodării de la, de la domnul care a fost șofer pe autobuz, în scap acum, cu casa cu etaj, până acolo la școală, adică până la pod unde ați construit... De la Sfânică Tascău? Ok, până la pod unde l-ați construit acela de lemn, sunt atâtea case, plus că sunt două instituții, avem școala și biserica, există un singur tomberon. Da, nu vreți tomberon... să știți cum era astăzi tomberonul, da, și lângă tomberoane? Tomberoanele s-a dat la fiecare familie în parte. El trebuie să iese cu tomberonul la așa. Alea le-am lăsat pentru biserică și pentru școală. Un singur tomberon mi se pare foarte puțin. Din comoditate, omul dacă ține porumb în el sau vrea să facă baie la... Mai dăm, domnul. Da, 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 sau... mai dăm că avem. Ți da. Am retras, mulțumesc. Exact. Asta aveți, da. Acolo ar trebui aici mai e vorba două. De civilizația. Da, cunoaște. Nu putem să-i... La anii ăștia nu putem. Dar trebuie două tomberoane clar. Pentru că sunt două instituții. Lăsăm la o parte... Da, lăsăm la o parte... Este unul la biserică, mai la fântână acolo. Se înțelege, dacă așa, și unul la școală. Școală, da. Dacă mai trebuie, mai ducem unul. Da, măcar acolo mai probabil, stai să vă spun de ce. Oamenii s-au învățat. Poate trebuie să mai spunem și noi ceva la ce spune doamna. Acum poate avem și noi multe. Oamenii s-au învățat să ducă acolo și de asta vă spun. Și, bine, ar mai fi, vreau să vă ocupați îndeaproape, este un lucru care l-a mai adus la cunoștință domnului primar și domnului vice, de ceea ce înseamnă canalizare pe Valea Săului, domnilor. Vă spun, eu din zona care locuiesc, la Gura Găștinului, până am acces aici mai la vale, am stat într-o zi și am mers cu mașina în dreapta și am contabilizat aproape. Deci, aproape fiecare gospodărie are canalizarea în râu. Este imposibil, inadmisibil așa ceva. Eu știu că, eu știu, poliția comunitară sau cum se numește acum, puțin, nu aveți timp, dar faceți ceva, că este jalnic, este strigător la cer. Când era râu mai mare, să spunem, că nu prea se mai vedea, dar mi se pare... foarte, foarte, un lucru foarte grav. Iluminatul, la fel. Aș vrea să fie mai, nu știu, să vă ocupați un pic de iluminatul satului. Eu vorbesc acum de apa Său, pentru că în celelalte sate nu am intrat și nu știu, nu știu exact. Iar nu în ultimul rând, aș vrea să deschid un subiect sensibil care îl privește pe unul dintre consilierii acestui... acestei comune, pentru care sunt foarte indignată și nu aș vrea să fie supărat pe mine, dar aș vrea să încep cu un citat, domnule consilier, și nu vreau să dau nume. Să știți că afirmația dumneavoastră că pe Valea Săului sunt doar pensionari obosiți m-a afectat profund și vreau să rețineți că la vârsta care sunteți dumneavoastră cred că aspirați să ajungeți la pensionare. Vreau să nu uitați că părinții sau bunicii sau socrii dumneavoastră poate sunt la vârsta pensionării. Vreau să nu uitați că acești pensionari, datorită lor, suntem noi și din contribuția lor, dumneavoastră, vă încasați renta care este. Habar nu am și nu mă interesează. Aș vrea să conștientizați lucrul ăsta, iar afirmația publică pe care vreau să vă asumați că niciodată nu veți mai călca pe Valea Săului nu este din cauza acelor pensionari obosiți, ci pentru că nu v-au votat, poate că dumneavoastră nu ați avut o campanie sau nu ați fost destul de convingător pentru acești oameni. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, am speranță că dumneavoastră veți face ceva pentru comuna asta și vă rog să mă iertați dacă v-am deranjat cu ceva. Păi dacă tot ați făcut afirmații, doamnă, spuneți și persoana. Nu, deci dacă nu este e public, cazul. Păi nu. Dacă este public, nu de ce nu o spuneți? Nu este cazul. Păi cum nu este cazul? Păi ce pentru că nu vreau să o spun, doar v-am citat
Dacă mă, cum ați citat, spune și numele, că nu-i greu. Nu. Doar v-am citat din ceea ce am simțit eu atunci când am auzit această afirmație și să vă mai spun un lucru. Nu cred că este replica că aveam pretenție la dumneavoastră cum, până acum, dar nu mai am. Să știți că eu trebuie să am pretenție la consilierii care mă reprezintă, nu consilierii la mine, pentru că dumneavoastră sunteți în slujba mea, a cetățeanului, nu eu în slujba dumneavoastră. Doamnă, stați să facem, să separăm apele. Dumneavoastră vorbiți de recere, de socializare sau de activitatea consiliului cu consilierii? Nu, vorbesc de afirmațiile spuse de un consilier care mă reprezintă. De socializare pot să facă ce vor. Nu. Domnule Bobeică, Facebook-ul sau oricare altă rețea de socializare trebuie asumată, este liberă și ceea ce se spune acolo se asumă. Păi are nume și prenume rețea, dacă vreți, sau este nume mascanul, asta e problema. Discutăm. Ceea ce scrim acolo ne asumăm și ceea ce spunem aici și orice facem, ne asumăm. Păi, ne asumăm lucrurile aici unde suntem trimiși, votați de cetățeni. Rețelul de socializare cu altă treabă, are alți parametri. Nu există. Și acolo, sunteți tot domnul Bobeică sau tot doamna Drilea. Nu aveți dumneavoastră treabă cu aia. Ba, da. Deci ori discutăm în parametrii ăștia de aici, ca aleși. Păi, domnule Bobeică, dumneavoastră sunteți ales sau consilier doar când sunteți aici? Sau și când sunteți în afara acestei săli? Păi și când? Păi și atunci de ce nu vă asumați? Dar cine nu-și asumă? Păi cum adică nu este, nu trebuie tras de urechi cel care a scris pe rețeaua de socializare că nu mai calcă niciodată pe Valea Zăului pentru că nu a fost votat de acești oameni? Păi și care e problema? Eu asta nu vă înțeleg. Păi, care este problema? Păi este! Pentru că trebuie să vă asumați ceea ce spuneți oriunde, pentru că sunteți reprezentantul nostru. Stați un pic. Numai consilierii PSD-ului pot răspunde în toată comuna, din toate localitățile. Noi, peneliștii, ne-am repartizat niște zone și avem consilieri pe zone. Pe apa Săului nu avem. Foarte rău. Înseamnă că n-ați fost destul de convingător. Păi dacă n-am fost, dacă eram primar, doamne. Și vreau să vă mai spun ceva, domnule Bobeică. Ați venit aici ce să faceți? De fapt să-mi țineți mie. Nu, n-am nimic personal dumneavoastră, eu admir și suntem și rude pe de o parte. Dar lăsați, vreau să vă spun atât un singur lucru și închei ca să nu vă mai plictisesc. Politică se face până când ați ajuns aici, când fiecare v-ați luat scaunele pe care dumneavoastră acum sunteți așezați, faceți treabă, domnule Bobeică. De asta sunteți aici. De asta foiți ușa asta și vreau să vă mai spun, de asta sunteți consilier de atâția ani, când nu văd că s-a făcut absolut nimic. Eu vă mulțumesc și vă spun păi un zi deosebit. Păi stați atunci, nu plecați, doamnă, ca să vă dau și răspunsul, că dacă tot m-ați pus în scenă. Nu, da, dumneavoastră. Da. Păi dacă tot m-ați pus în scenă, să vă spun apropo de ce doriți de fapt de la mine? Nu, eu doresc de la toată lumea. Păi nu, stați o leacă, că aveți adresabilitate directă la mine. Eu nu reprezint comuna. Păi dumneavoastră ați luat, de ce? Ca autoritate publică. Doamnă, reprezentați. La apropo de iluminatul public, am montat deja 5 lămpi de 36 de vați pe o parte, 5 lămpi pe partea aia. Și chiar vă rugăm, dacă puteți să seara când treceți. Da. Le-am pus de primim. Ok, da, este foarte acum lucrăm la proiectul ăsta. Și aș vrea să mai lucrați, că am uitat, am omis cu apa. Da. Gândiți-vă la cei bătrâni, că astă vara au secat toate fântânile și vedeam canalizarea asta cu râu este foarte gravă. Canalizarea... Doamne, acum nu se mai face decât apă la un loc cu canalizare. Numai ok, este foarte important. Gândiți-vă că astă vara am văzut bătrâni care veneau până la Gheorghea Babei, acolo, cu bidoane. Deci este greu, foarte greu. Foarte greu, ai că un animal îl mai dai în râu, dar un om bătrân la, mă rog, pensionar obosit, vă doresc vrea succes. Vreau să vă mai întreb ceva, rog, dacă tot vă grăbiți, mă rog, poate vă grăbiți. Da, evident. Ați venit aici, de fapt, ce să faceți? Să certați un consilier? Nu, am venit sau să vă interpelați autoritatea publică? Domnul consilier, eu vreau doar să vă întreb atât. Dacă dumneavoastră sunteți consilier, sunteți consilier doar pe zona care ați fost? Nu, eu sunt numai în curte la mine, atât ați consilier. Păi atunci vă rog frumos să vă semnați frumos
să nu mai ridicați nicio rentă, păi da, și atunci să nu mai reprezentați. Păi eu nu ridic rentă, doamnă, nu-ți rentă. Nu, păi și atunci de ce ați acceptat să fiți consilier? Păi primăria înseamnă problemele tuturor. Dacă știți ce înseamnă primărie, înseamnă o autoritate formată din primar, viceprimar, secretar și un aparat de specialitate. Și consilierii care este? Consilierii sunt ăștia, deci care fac hotărâri de consiliu. Atât? Atât fac. Păi și dumneavoastră, cum? Deci nu iau decizii publice, doamnă. Eu nu mă duc să mă sui în școală la bar, te-am pot. Foarte rău, domnul consilier. Eu nu mă duc ca să bat cui în poartă la barta, că n-am atribuții nimeni, de asta. Dar nu v-a spus nimeni. Dar ați fost din poartă în poartă să întrebați, domnul, doamnă, domnul, aveți vreo problemă, sunteți ok? Am crezut că vă adresați așa. Domnule primar, ați fost din poartă în poartă să vedeți pe unde curge apa de la canalizarea fosă septică. Eu v-am întrebat pe toți. Deci vorbiți cu consiliere, dar nu vă adresați cui trebuie. Nu. Eu consider că este atribuțiunea tuturor care sunteți aici. Doamne. Pentru că de asta sunteți aici, să reprezentați. Că așa venim tot satul, facem ședință, ne adunăm în curte, aduceți așa, tot satul. Și facem ședință și nu mai trebuie să ne reprezentați. Dar cine vă reprezint eu pe dumneavoastră? Se vede, sunteți domnul, cetățean nou venit, doamnă, n-ați avut cum să mă votați pe mine. Păi, așa că nu eu nu am zis că am votat pe nimeni. Eu nu vă cer, dar ați înțeles foarte greu, foarte rău. Eu dar eu m-am certat cu neamurile mele de pe asta, o dumneavoastră, dacă sunteți neamuri de nici mai face, aveți vreo problemă. Ați înțeles greșit. Eu nu fac politică, n-am să fac niciodată, iar dacă faceți, fiu vreodată în primăria asta, să știți că nu fac politică. Nu, doamnă, faceți politică. Nu, faceți politică. Vă înșelați să știți că eu am venit săptămâna trecută, poate să confirme și domnul primar și domnul vice a venit în audiență, pentru că mie nu mi-a convenit faptul că vreți să faceți o primărie nouă, că noi nu avem niciunele. Deci, vedeți dumneavoastră că iar nu aveți informația necesară. Am, pentru că am văzut televizor și am văzut. Serios? Și nu ne trebuie iar nu ați fost atentă. Eu am făcut nota de fundamentare pentru achiziția la complex. Foarte, înțelegeți? Foarte rău. Nu ne trebuie o bază sportivă. Trebuie? Ne trebuie un loc unde ansamblurile astea care mai încă mai funcționează pe Valea Săului să-și desfășoare activitatea. Ne trebuie un cămin cultural unde să facem un muzeu. Așa, și unde? Și unde trebuie să-l faceți, doamne? Momentan, acum, încă veți unde sunteți. Trebuiește și mie mi-ar fi drag să vin să văd o primărie frumoasă. Dar o primărie când totul este ok, domnule, nu avem apă, nu avem... Noi asta încercăm să facem. Dumneavoastră, de când ați mai fost pe Valea sau știți că într-o zonă acolo... Uitați, domnule Eugen Puiu are proiect pentru canalizare. Nu este foarte frumos. Nu este, s-a adusat drumul și a venit anul trecut apa și anul ăsta când va veni iar și atunci nu mai avem pe unde circula. Dar ăsta, ăla să știți că nu este un moft de orășar. Ia încă o afirmație la adresa mea. Chiar dacă am locuit atâția ani la oraș, să știți că nu am un moft de orășar. Astea consider că sunt puținele din ceea ce ne asigură traiul într-o Uniune Europeană și în 2017. Deci ați venit să vă informați public despre un proiect. O hotărâre de proiect de Consiliul Local, nu e o hotărâre acum că a fost proiect, pentru cumpărarea la spațiu de alături, care înseamnă un complex comercial cu pământ. Nu este nevoie de acesta. Doamnă, nu hotărâți dumneavoastră. Nu, eu vă spun dacă este nevoie sau nu. Consiliul Local a hotărât că este nevoie de așa ceva. Chit că nu vrea primarul, înțelegeți? Eu vă întreb așa. Și nici eu nu vreau ca cetățeanul. Puteți să faceți un studiu, puteți să faceți un referendum, domnul primar. Puteți să faceți un referendum pentru asta, că să vedeți că 80% dintre cetățeni nu le trebuie o primărie nouă. Le trebuie apă în curte, domnul. Vă rog frumos, nu mai insistați cu primărie. Dacă ați luat textul de undeva cu primăria, doamna, ăla este pentru o piață agroalimentară. Eu în 2008 pentru piață am candidat, în 2012 pentru piață. Tocmai și atunci nu mai puteți să nu sunteți primar. Deci ați candidat pentru primărie, doamnă. Da. E bun? Păi și atunci nu vă mai plângeți de ce nu sunteți. Dar cine se plânge? Ok. Succes, domnilor. Păi dacă ați venit să ne certați, nu mai asistați. Să știți că eu din toți care sunteți aici, numai dumneavoastră spuneți că v-am certat. Să știți că nu este rolul meu să vă cert. Nu, dumneavoastră nu m-ați certat, dar nu fac seama că sunteți dezinformată. Eu voiam să vă informez, nu să fiți dezinformat. Să știți că știu să mă informez și singur. Vă informez. Ei, dumneavoastră, sunt foarte buni. Mulțumesc. Și chiar vă rugăm să mai veniți. Mulțumesc. O să mai vin să știți că eu v-am spus, m-am mutat mai aproape de primărie cu un singur scop. Am înțeles. Vă mulțumesc. O zi bună.
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității gospodăriei și înfrumusețării a Comunei Asău pe anul 2017. Inițiator domnul viceprimar Emilian Budacă. Rugăm pe domnul viceprimar să ne prezinte. Da, dar poate dumnealui... Au studiat, nu? Comisii sau... Da, comisiile au studiat, mi-au adus niște... la cunoștință, trebuia să mai fac niște... Efectiv, trebuia să pun niște tiri. Am propus noi așa, acest plan, deci program de măsuri să... Da, nu s-a adus fiecare activitate. Dar trebuie doamna secretar amendamentele care au fost pe rapoarte. Da, dați-mi voi să citesc. Deci, program de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Asău pe anul 2017. Obiectivul urmărit. Reabilitare, începem cu reabilitare, infrastructură. Dar nu a fost ce studiat ieri? A fost studiat. Uitați-vă în raportul ăsta, la fiecare comisie. Păi nu, dacă să înțeleagă de ce e vorba, nu? Sunt administrație publică. Așa? Da, dar mi se pare corect, în momentul în care cineva inițiază un proiect, să-i se dea șansa să-l și argumenteze, să-l susțină. Că poate eu mi-am creat o părere proastă despre și nu, și dumnealui poate să mi-o schimbe. Păi bine, dar în condițiile în care ar fi fost obiecții vis-a-vis de el de la toate comisiile, așa zic că ar fi necesar să-l susțină. Și atâta timp cât este doar o singură, un singur amendament. Programul vis-a-vis de măsuri, de programul de măsuri termene și responsabilități pentru fiecare activitate. Dacă vreți să-mi prezint, eu pot să... L-am citit cu toți în comisia seară. Hai acum doar dacă îl citești și îl pune în termen. Și de exemplu, pe mine mă interesează, acolo mi s-a părut foarte interesant, cu terenul de sport la școală și cu tot s-a discutat despre terenul de sport. Lucrările astea sunt prinse în planul de achiziții? Există există susținere financiară? Da, noi avem, deci avem două variante. Ori să le facem din fonduri proprii, așa, și le-am trecut totodată, cel puțin la de la partea, e trecută prin PNDL și avem... În 30 de zile trebuie să depunem un deviz general la Ministerul Dezvoltării pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Deci, deja îi dat în studiu la specialiști, ne fac un deviz. Deci nu cuprinde numai acum urmează proiectare și... Dar acum, în 30 de zile la aprobarea bugetului... Deci nu cuprinde numai terenul de sport. Nu. Aici e introducerea celor două școli, Asău și Apasău, într-un program de reabilitare. În paranteză, înlocuirea șarpantelor, amvenitoarelor, anveloparea, dotări interioare și construirea unui grup sanitar la școala Asău. Da. Așa. Și iar construirea la cele două școli, din Asău și Apa Asău, câte un teren de sport cu gazon artificial pe care îți poți să desfășori activitatea și când e noroi, și când e ploaie, și când e vânt, și când e... Adică când e ploaie, nu poți să... Dar în ploaie, dar imediat. Da. Păi vine întrebarea fireasă. Care este termenul pe care l-ați stabilit dumneavoastră, inițiatorul proiectului, că sunteți inițiator? Ați zis așa, pentru ăsta introducerea celor două școli într-un program de reabilitare. Deci, orice program are sau plan de măsuri are un responsabil și un termen. Cine răspunde de învățământ în cadrul primăriei? Comisia de învățământ. Suntem două persoane care suntem în comisie de învățământ. Din cadrul aparatului de specialitate, mă refer. Da, eu... Da. Ce se întâmplă? Am spus că în termen de 30 de zile la aprobarea... Nu, asta, dacă vreți un termen... ...la București, bugetul național, noi trebuie să prezentăm la Ministerul Dezvoltării, nu, în cadrul programului, de termen, devizii, gen documentații, pentru ce am înșurat acolo. Pod Agăștin, pod aia, reparații școli și toate. Toată lumea lucrează. Domnul Bobeidu spune că ce am trecut un termen. La socotele. Dacă astea. Noi începem programul ăsta și ne ajută Dumnezeu să-l prindem anul ăsta, nu putem să-l terminăm anul ăsta. Poate să continui și la anul. Ce termen să-i dau eu? Tipe 23, așa asta pe 15 ani. Nu, dar trebuie, doar când depune domnul. Și semestru vreți să începe să vă apucați de treabă, că așa nu vă mai apucați niciodată. Nu, noi am din momentul ăsta, sau de acum o săptămână, două săptămâne, lucrăm la asta. Da. Lăsați-o că lucrăm, că facem. Bine. Deci o hârtie înseamnă așa, de la data de, scris de la data de 26.02 și așa mai departe. Am înțeles, modificat. Păi uitați, v-am întrebat un lucru.
Raportul de specialitate e ăsta, nu? Ăsta e raportul de specialitate de la proiectul dumneavoastră, nu? De cadrul aparatului. Cine semnează aici? Lascăr? Aceea e copii. Ăla e copii ca să vedem la comisie. Originalul e aici. Nu, domnule, nu m-ați înțeles. Orice proiect de hotărâre are un raport de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Și ăsta este inspector, inginer Cristian Lascăr, care este la proiectul ăsta de hotărâri, scrie aici proiect de hotărâri, așa, aveți dumneavoastră expunere de motive ca inițiator și din partea aparatului de specialitate, raportul. Este raport? Da. Păi și eu ce v-am întrebat înainte? Și dumneavoastră a spus că răspunde primarul și viceprimarul. A spus că cine îi răspunde de școală? Păi și atunci de ce face ăsta, inspectorul ăsta, face raport de specialitate? Ce știi de școală? Păi știi că el e inspector cu urbanismul și face mișcare, documentații, trece prin mâna lui. Absolut. Păi nu trebuia viză, nu trebuia aia, când începe tot balamucul ăla. Când el noi 30 zile, de la data de când a fost, de săptămâna trecută când s-a aprobat bugetul, noi trebuie să depunem... Că ați văzut, doamna, ce voia. Când va apucați de treabă la școală? Întreabă Consiliul Popular a său. Când se apucă consilierii de treabă? Și ce termen? Și cine îi răspunde? Răspunde momentul, că de partea Consiliului Popular a său, că de asta e popular, că e consilier, și se apucă de treabă. Dumneavoastră să nu vă să nu aveți termene, nu răspunde. Văd că și cererile care vin se adresează, este la modă de acum. Consiliului local a său, tot se adresează, că au nume, că n-au nume, consiliul. Și cine face cerere, o adresează Consiliul Local. Dom'le, oamenii ăștia când vin aici, mai dirijați-i, mai explicați-le. Aveți niște formulare care se completează. Explicați-le oamenilor, a cui este adresabilitate. Păi da, așa ce faci? A venit doamna, ați văzut, a venit personal pentru mine, că e stat. Da, și eu, da, dar de o parte din probleme pe care doamna le-a ridicat, se găsesc în plan. Păi se găsesc în plan, care are... Atunci trebuia să intervină, domnul Vici, să spună, între noi... Păi n-am vrut să intervin și dumneavoastră m-ați oprit, ce naiba, dar am vrut să intervin și m-ați oprit, dar spus, stai să vă dați seama. La scoară văzut. Păi doamna, se referea numai la persoana aia, a avut să adresate cu aparatul de speciale. Nu știu dacă ce v-a făcut, dar ce v-a venit aici. Mă întrebă de școală. Doamna s-a adresat unui consilier, nu a specific. Na, chiar și după urmă din nou la numele. Dacă vă... E drept. Da, s-a înțeles. Da, cum mă procedă cu proiectul acum? Cine este pentru? Cu specificația ca să facă acele termene de... Da, da. 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 Cineva împotrivă? Păi sunt potrivă eu. Că știți de ce sunt potrivă? Dumneavoastră o să stabiliți niște termeni după aia. Noi mai știm de termenele astea, că ori le propuneți acum, dom'le, la capitolul ăsta, la punctul 1, reabilitare trincete din trimestrul ăsta. Hotărârea o să trebuie să fie postată pe site și putem să o vedem. Păi da, e aprobată. Păi aprobat, după ce o aprobăm, va fi postată pe site. Deci, eu spun așa, în momentul ăsta, dacă se stabilesc niște termeni, trebuie să știm și noi care sunt termeni. Deci noi votăm asta cu niște termeni. Dacă nu, îl votăm așa, care n-am niciun termen. De-aia am spus specificitatea ca să facă, specificația să facă aceste termeni. Păi și noi le știm. Ori îi propuneți acum, aici, eu sunt șase poziții, ori îl retrage, să trebuie să... Nu poți să stabilești niște termeni așa, hai, până mâine, până mâine. Trebuie analizat, trebuie analizat punct cu punct, vedem cum, ce bani sunt. Proiectele astea care... Tot prin legația asta, cred eu. În primul rând, eu nu știu, dacă dumneavoastră măcar de ieri, doamna secretară, a fost foarte ocupată, așa? Până astăzi... S-au aprobat la următoare ședință, stuiți acolo, se prezintă cu termenele și gata. Sau acum îl luăm și îl plicăm și pac, pac, pac. E greu, pentru că trebuie luată fiecare pătățică văzut la... Știu, și de fiecare compartiment, de acolo, el aș fi. Ce părere are. Și atunci a viitoare, ce are. Bine, trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor produse în corpul de iluminat. Aici am înțeles că l-ați retras. Explicați, da. Și că nu-i venit buget. Încât nu-i bugetul. Just.
Proiect de hotărâre? O secundă. Deci, noi în comisie nu am discutat de partea bugetară a problemei. Pentru că, să spun așa, pentru achiziționarea corpurilor astea de iluminat. Așa era o formulare, cred că nu greșesc. Da. Formularea era doar în programul, în programul pentru desfășurarea ședinței. Pentru că da. Proiectul, da, proiectul nu există. A fost retras și nu există. Noi nu l-am văzut. Nu l-am discutat. Adică și dacă din titulatura. Titulatura era proiectul hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor produse, corpuri de iluminat stradal cu LED-uri, lămpi de înaltă eficiență pentru modernizare. Și acum avem și întrebiu. Cum să demarați o procedură de achiziție pentru corpuri de iluminat? Schimbați corpurile de iluminat. Întrebarea este, modernizăm sistemul de iluminat public? Da. Păi atunci, dacă îl modernizăm, aduceți proiectul de hotărâre de modernizare. Dacă achiziționați... Păi tocmai de asta l-am retras, întrucât nu... Deci, domnul Băbic, dumneavoastră mi-a solicitat și ăsta din 2010, așa. Hotărârea Consiliului. Aici chiar n-am înțeles nimic din asta, e doar, știu eu, date tehnice, un caiet de sarcini care nu are chiar nimic cu achiziții, cu... Așa era doar pentru darea în... în stai că puțin să mai zic. Delegare de gestiuni a iluminatului public. Da. Așa. Darea în delegare de gestiuni a iluminatului public se face între 5 și 40 de ani. Și noi, ca să facem un contract sau darea de gestiuni cu o societate cu între 5 și 40 de ani, ceva... Dar știa dacă la el nu sunt obligat să cumpăr lemn de la el la prețul cu... Da, cum? Deci toate, face achiziții toate pe se face tot sortimentul respectiv. Noi deja am primit, cred că 7-8 oferte cu caracteristici, cu am adunat și noi ca proști să aflăm prețul, raport, calitate și trebuia că vorbim noi dar nu poate zi. La proiectul ăsta lucrăm. Deci, de asta am înțeles și monstrii, de asta am adus. Domn, eu am înțeles din ce spune domnul Bobi. Deci, că nu s-au respectat pașii. Nu s-au respectat, deci, nu se respecte pas, legea, domnule. Serviciu de iluminat, nu se serviciu public, după legea 243, dacă nu cumva mă amăgesc. Deci să dăm administrare de gestiuni în serviciu public. Nu se dă nicio administrare. Ia citiți legea, domnule. Nu. Deci aveți un operator. Ăluia care ați credințat dumneavoastră ca să pună becul pe stâlp, este operator autorizat. Dar noi luăm lampile de la altul, nu de la el. De unii îi convine. Sunt păi da, domnule, dar eu nu mai înțeleg, pentru că am avut și la sfârșitul anului o mare problemă. Au ajuns sume imense plătite în iluminatul public, primăria cumpără becuri și fostul operator, li monta pe stâlpă. Și acum tot la fel proces. Păi și atunci... Cu alt operator. Păi atunci pentru ce mai luați operatorul? Angajați un electrician, cumpărați-i becul și... Nu lucreze numai unul în rețea, trebuie doi. Doi, domnule, angajați doi. Trebuie să ai și mașină. Și socotiți la viitoarea ședință, punem contabilul, zideți dumneavoastră, cât e fondul de salarii, cu aproximații, dacă nu luăm de la Comănești sau de unii la... Cât consumă o mașină ca să o achiziționești tot. Și atunci cum e? Eu știu ce înseamnă să justific. Domnule, dacă este dat în administrare serviciul ăsta, să vină cu becurile, cu butoanele, cu cheile, cu bani în plus la becuri. Nu tot noi trebuie să ne achităm. Dar pune bani în plus la becuri, nu urmă iei de la DLM. Când dai în administrare, că avem un contract. Iar să-l aduce cu alt plinitenanță. Nu tot noi achităm. Da, așa este, domnule. Noi cumpărăm becurile și el le pune. Un bec costă 3 lei și el ia 30 de lei ca să-l pună pe stâlp, domnule. 27 de lei costă. Hai lăsați-o. Păi da, dacă este dat serviciu în administrare, domnule. Citiți legea să vedeți ce spune. Operatorul vine cu tot ce trebuie. De unde știi dumneavoastră? Eu viu să vă întreb. Vreți să achiziționați corpul de iluminat? Dumneavoastră știți caracteristice? Nu, dar eu am primit ofertele, le studiem. De la cine ați primit ofertele? De la, păi, jos, la Eton, acolo, eu știu, cel puțin 8 firme. Că sunt și chinezarai, sunt și aia, sunt care sunt cu mentenanța lor. Dom'le, nu ne înțelegem în ce vorbim aici. Păi ați avut, dom'le, ați luat, aveți contract cu o firmă care lucrează în iluminat public, dom'le, autorizată. Păi și nu s-a obligat să cumpăr de la el, domnule, că dacă el vine cu un preț, nu știu cât. Noi domnule, dumneavoastră pui problema numai a prețului. Problema este că omul ăsta are acolo o lampă de, o anumită, de un anumit titlu, cărui trebuie un bec de același. De unde știți dumneavoastră? Să-i cumpărați doar la bec,
Își bi piața de achiziții. Dar deci să le iau de la el dacă vrea el, domnule, când și legea cu achizițiile îi spune. Domne, el montează becul, nu înțelegeți? Păi și ce dacă? Mă montează. Și ce, dumneavoastră, îi aduceți bec cu filament, cu asta, cu de 3-8 și lui trebuie de un țol. Dumneavoastră știți ce trebuie acolo. Dumneavoastră nu respectați nici caiet de saci, nimic. Dumneavoastră faceți după cum vrei. Hai, nu se discută și acum stăm până de sari. Da, discutăm. Nu mai păi da, dar întrebarea se pune, ce vrei să faci? Următoarea, ce batem apa în piu aici? La următoarea, dacă s-a retras, de ce doar facem un spectacol aici? Păi s-a retras, da, de ce l-ați spus? De aia, că se muncește, se greșește, nu se știe, de aia ne adunăm cu toții. Că nu are nimeni dreptate, unul singur. Data viitoare să aduc un plăcuțe. Al treilea punct. Da, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz în favoarea SC Delgaz Grid ESA în vederea derulării investiției alimentare cu energie electrică Hală Banzic, localitatea Păltiniș, comuna Său, județul Bacău. Deci acolo e vorba de o modernizare a rețelei electrice. Să schimbă un transformator. Adică transformatorul din capăt de acolo, care are 100 de kilowatts, se pune de 160. Problema era de când era ghiță Nistor, că seara făcea ca toți draci. Sunt baznice, astea banzice. Unii păduri, sunt și unelte. Așa. Și acum ei au venit și... Solicite... Eonul ăsta, fost... Ce da. De spațiu, de acolo să tragă două cabluri, să trece pe drum. Cu un pământ ăsta cu țeavă de protecție, de la trage drumul și se duce la cine are intră în proprietatea respectivă. Cu firmă specializată, am fost toți acolo. Da. Doamna președinte. Sunt întrebări. Nu, la turna sus, la Colăcel, ultimul transformator, la Grigori Colăcel. Da. Asta nu, dar chiar noi, noi bucuream că nu mai primim doamne în asfărie. Bine, ești bine, dar nu știam când ne-am întrebat, când am studiat. Asta am și mai mare. Nu, problemă, suntem la tine. N-am știut. Suntem de acord, dar nu știam în ce e. Ei vor să vădători tras pe sus. Bun, dar acum schimb de la 100 la 160 de cave. Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă? Proiect de hotărâre privind însușirea modificării intervenite în inventarul domeniului public al comunei Asău. Sunt trei modificări. Completăm anexa de la domeniul public, cea mare, publicată în monitor oficial, cu trei modificări. La poziția 147 și 148 ați văzut să facem niște precizări. Deci facem niște modificări, întrucât avem niște suprafețe corecte. Și în inventarul domeniului public, acela publicat în 2006, nu existau suprafețe corecte. De pentru care, având acum aceste măsurători, să face precizările respective ca să apară publicat în monitor oficial. Deși până la publicare mai este mult de făcut. Una suprafață de 13.327 și cealaltă de 5.847. Și complet inventarul domeniului public cu trei poziții. Cred că le-ați văzut în anexă. Prima este, sunt gabioanele de la Prua Său, Sata Său. Am văzut că în raportul specialitate domnul Cristi Lascăr, așa cum a putut el cu bolile lui, a dat și o valoare din contabilitate. O să o scriem și noi în anexă. Următoarea este terenul funaț luat cu contract de vânzare cumpărare din 2009, care nu a fost inclus în domeniul public, acesta de la Năstăsoaie, unde s-a cumpărat pentru stația de depurare. Pentru stația de depurare. Așa, și următoarea, am descoperit că școala gimnazială Păltiniș nu există prins în domeniul public, drept pentru care am trecut-o, există carte funciară și măsurători făcute acolo. Pe viitor să fie, eu știu, va fi cazul de ceva... Da. Ceva investiții, să o avem prinsă în inventarul domeniului public, dacă tot am văzut că nu există.
Acestea sunt modificări. Supun la vot. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului asociației cu ADIBU. Da. Am înțeles 100 de lei. 100 de lei, da. 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 Noi nu suntem... Apropo la treaba cu analizarea ce propuneți dumneavoastră, la PNDL în programul ăsta nu necesită negații de la CRAB. Iar ce necesită negații, dacă e cu fonduri europene, în 2-3 luni, domnul Brașoveanu, nu mai mă repet. Da, s-a aprobat bugetul, în documentele alea și o să ne dea. Da. Dar noi deocamdată, cum am primit și un sfat, umblăm pe toate programele astea, că prins colo ceva, dacă nu îl prins dincolo ceva, da. Să urc pe asta. În 30 de zile de la data aprobării bugetului la București, nu trebuie să depună. Oamenii și care și valori din fare pe de deviză așa mare, aia, dacă zice că e admis, sunt și super studii de fezabilitate, să nu dăm bani. Da. Asta e și. Proiect de hotărâre, la 6, da, proiect de hotărâre privind demararea procedurii, privind accesarea la fondurile europene sau, nu mai știu, aici cum să-i zicem, sau guvernamentale sau cum. Deocamdată rămâne cu fondurile europene. La europene, da. La fondurile europene pentru realizarea obiectivul, realizarea infrastructurii apă uzată, rețea apă uzată, stații de depurare în comuna Asău, în cadrul PNDR, programul 2014-2020, sub măsura 7.2. Deci aici măsură ca și cea cu drumul. Cu drumul, da. Investiții în creare și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Inițiator, domnul consilier local Eugen Puiu. Aici spuneați dumneavoastră, domnul primar, că s-a făcut un studiu de fezabilitate undeva prin jurul anului. În 2009, da. Bine, dar e numai satul Asău și numai până la școală și până la punte la Duca. Bine de văzut. De motivul că era 1.000.000 de euro șablon și chiar firma Hidroinstal, dar era altcineva patronul, muri, a făcut prindici piste apă și nu știu ce. Acum am vorbit cu cine a rămas în loc, cu domnul Bontaș, și dânsul mai venit pe aici, ne-a făcut extinderea de apă, așa. Și e vorba, ne face documentația să prind partea de Ciobănuș, straja, și apoi am mai vedea. Și astăzi am vorbit la Petrom cu stația. Da, asta urmează să o discuta și urmează să ne suni să vadă ce e. Că și acolo, dacă primim un aviz cât de cât favorabil, trebuie să demarăm și am făcut acolo acțiune. Noi am depus o cerere la Petrom Invest să ne-l dea cu titlu gratuit. La sfatul deci, cuiva. Da, am înțeles. Că a luat valorile de la inventar, e urgie cât îți descumpi. Și cineva care e împrejurul șefului cel mare zice, domnule, zice șeful că costa atât de mult să dărâme acolo și... Poate putem să... Ar fi scapat-o că să ne-o dea cu titlul gratuit. Și imediat am făcut hârtie, am dus-o unii trebuie, azi am vorbit și am întrebat și zice, e în studiu, zice... Și că urmează când îi sună dânsul, cât de repede. Deci, apropo de proiectul dumneavoastră, ar fi varianta da. Cea mai bună, ar fi spațiu suficient. Dar eu zic să în afara localității, da, să demarăm toate condițiile. Treaba asta, pune de clarificare. Să avem și un gram de noroc. Ei, dacă nu facem aici în stația asta, că deocamdată nu mai știu dacă e de actualitate, dar noi am avut avizul unui o documentație făcută din profesor universitar de la Iași, prin care ne spunea ce tip de stații să punem, ca să poată respecta 30 de metri cât e 50 distanța. De metri, singura problemă asta sau, e. Sau e, 40, e mai puțin de 50 de metri de locuință. Da. Și o mare problemă. De aia spațiul ăla nu cred că este chiar adecvat pentru... Da. Ideal ar fi dacă am putea să achiziționăm stația de apă de a Petrolului. Da. Băi, dacă nu, eu ziceam altceva. Umblăm prin spate, pe la Cerne, pe acolo, sunt niște grădini care parcă sunt părăsite. Acum e și gabioanele sfăcute și... Păi se poate cumpăra eventual. Adică nu trebuie să întreți mulți. Acum eu nu fac un secret. Nu fac un secret. Nu fac un secret că pentru mine e o mare nebuloasă cum acele grădini au apărut acolo. La Ghenade, da. Că eu acolo am copilărit și eu știu. Era Maidanul. Acolo era Maidanul, bătea mingea acolo. Era puntea veche. Sigur că da. Ori acum e închis de chiar dacă... Atenție, a trecut cineva cu mașina și a legat o sârmă ghimpată
Da. Ca să nu mai treacă cu mașina pe drum pe acolo și dacă trecea un copil cu bicicleta sau cu un motor, îi lua gâtul. Deci niște oameni fără minte. Da. Ori terenul ăla de acolo, nu știu cum a fost închis. Are rotunde și mari, care erau mari, stat câți 5 bucăți. Alea sunt în domeniul public? Unde? La punte acolo. Manuate. La punte? La Pola Lungă. Alea care una începe de la cerne. La punte, la lungă zi. Da, la punte, la fosta punte la Bălește. Și mai încoate punte. Sunt 5 rezervoare. Nu mai sunt, nu mai sunt. Nu mai sunt. Adică eu am fost și m-am uitat în ele acum 2 ani și le-a luat apa. Cum le-a luat apa? Eu știu că sunt grădină la aia, plină cu gunoaie. Eu știu că este unul când faci curba. Știu eu, știu. Deci de alea vorbesc. Deci alea n-au fost în inventarul nostru? Cane, pe la cane acolo, nu știu. Și dacă au fost, păi da, au fost făcute pentru alimentare cu apă. Și dacă este inventarul nostru, cum să fie pe proprietatea cuiva? Dar nu numai atât, și terenul în sine. Cum e pe proprietatea cuiva? Cum a închis acolo? Cum a închis acolo? Deci omul a închis, nu-i problemă. Problema este să a respectat starea juridică, cum zice dânsul. Păi eu ce spun? Cum au închis totuși? Cu aprobarea cui? Că nu a închis chiar de nebun omul ăla acolo. S-a închis, la un moment dat s-a închis așa cum s-a închis peste tot. Ce să mai gândi, era nicio pavă să nu rămână lucrată. S-a închis acolo, de la Ceaușescu, să zice. Da, era ce cu zumfitele nelucrate. Da, exact. Și atunci s-a închis, nu s-a mai gândit. Dar asta nu înseamnă că nu putem să facem măsurători și... Nu asta e problema, dacă este închis, este îngrijit, este lucrat, este așa, nu e nicio problemă. Este închis. Dar dacă îi lăpăm pe calarea, nu se vede de la calarea. Vedem așa cum este el. Trebuie văzut dacă sunt documente. Trebuie văzut dacă sunt documente. El sau nu sunt. Și el va facă la hidroinstalizare. Tocmai așa. Dacă va să se demară, nu sunt. Este obligativitatea noastră, fiecare trebuie să facem fiecare așa. Deci chiar îmi doresc să locuiesc într-o comună cu canalizare. Păi, mai curge mult. Da, acolo. Doamna secretară, vă rog, notați acolo unde scrie fonduri europene, fonduri nerambursabile europene. Păi da, astea prin PNTR. Astea prin PNTR. Nu, dar așa e formularea, că vine suma fondului nerambursabil din sumă de... Pentru că oricum, proiectul va fi susținut undeva până în 85% prin fonduri europene, restul de 15% trebuie susținut. O finanțare. Noi trebuie să dăm și acolo și acolo documentele primare, vedem unde ne-a găsit, să nu-i putem prinde. Da. Dacă mai este permis un comentariu în afară de proiect, noi lăsăm pe treaba lui. Trebuie să luăm o dată o decizie să vedem. Vedeți, dânsa a venit, vorbesc de doamna care a plecat de aici. Toată lumea ar vrea canalizare. Eu am mai ridicat odată problema asta în cadrul Consiliului cu ani în urmă. Toată lumea ar vrea gaze. Vă dau exemplu, în Comănești au pus, zic ăstele, în șupan, pe marginea aia de la... Vermești. Așa. Da. Vedeți că lumea nu se racordează la canalizări. Exact asta, da, să spun eu. Și acum, deci... Lumea vrea, dar trebuie să fim raționali în ce facem, că aici sunt niște bani pe care îi punem la dispoziție, sunt niște probleme, că noi am băgat întâi apa, ne-am infectat și acum băgăm canalizarea. Întrebarea este... De unde, până unde, pe teritoriul comunii ăstea, încercăm și vrem să punem canalizare cu specificația prima etapă de unde începe. Am avut discuția când a fost măsura 3.2.2.4. Acolo a fost. Să luăm de la pol la strajă, de la pol la scaune și așa, să reglementăm și partea de centru. Da, până la pol la lungă. Să începem nodul de... Da. Asta ține de amplasamentul și aici am spus eu. Era 1 milion de euro și în cadrul 1 milionul ăla de euro atât au ajuns. Eu i-am zis proiectantul că dezvin cu acel direct, șeful, administratorul societății. Domnul inginer, noi vrem să luăm de la Ciobănuș, de unde pleacă apa la vale și până la Lungă și până la Pola Scaunii. Și acolo vedem noi că, dar
domnul Bobeica are dreptate. Sunt localități unde s-au făcut canalizare, n-au tras toți la ea, s-au înfundat pe parcurs, că nu-i consum de apă ca să plece cei pe acolo. Joi și tot dandana din mama focului. Dar bănuiesc că nici PNDL-ul n-ar să-ți dea nu știu câte milioane de euro ca să facem toată comuna. Pentru că nu trebuie să sigur că da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem pentru investiții, să facem, mergem din poartă în poartă cu semnături. Deci proiectul ăsta poate să fie etapizat pe sate, pe... pe unități, și, cum vrem. Și totul condiționat de amplasamentul stației. Da, deci asta este. Dacă ai locația stației, după aia poți discuta. Absolut, tu încerci să te împrăștii. Că dacă nu ai amplasamentul stației, vă nu-i degeaba. Asta e problema numărul unu. Pentru că tot o mare problemă publică o să fie următoarea și trebuie să ținem cont de ea. Moineștiu a făcut partea de canalizare în capătul sudul. A venit în partea asta de aici și imaginați-vă că sunt și la ora asta de 2 ani de zile și nu reușesc să asfalteze din cauza că lucrurile n-au fost făcute corect. Lumea țipă, urlă. Trebuie să ne imaginăm că noi trebuie să tăiem amărâtul ăsta de asfalt, puțin, mult, cât este, trebuie să-l tăiem tot și să facem gaură lângă gaură de tras la unul altul. Vă imaginați unde intrăm cu populația? Sună frumos canalizare. Da. În afară de faptul că o să vedem după aia că nu o să cresc costul, că așa a fost și la gaze. Toată lumea să pună gaze. Până a auzit cât metru, cât metru liniar de țeavă. Și proiectul la ușă și așa mai departe. La gaze nu acum 7-8 ani era neamintit Cojocaru, primar la Dărăși, care a fost director la ei. O tras un kilometru, 300 și zice, Costică, 3 inși s-o agățat. Costă proiectul, costă nu știu ce, și muncăști un kilometru, 300 s-o agățat 3 inși. Nu mai știu acum. Deci, așa trebuie analizat, așa trebuie judecat pe ansamblu, nu numai să faci. De asta și să faci un studiu de dezabilitate. Nu e problema financiară. Gheorghe Babi e bună. Pistrântură e bună. Pistrântură e bună. Să aveți încredere, puteți să luați. Pistrântură e 5 ani la noi. De ce am dedicat o problemă asta? Trebuie pus o tărniță, că se poate prinde frumos în piatra. De ce am dedicat problema asta de următorul motiv? Nu? Am citit niște studii din Franța acum, din partea zonei muntoase a Franței, care spun așa, merg cu stații mici, s-au făcut niște chestii din asta, merg cu stații mici pe comunități. Deci la noi se gândește un sistem mare care se ducă în stația, care dacă ne dă pe drumul de bine sau nu, să canalizezi, să aduci totul în stația mare. Ori nu așa ceva se pretează în zona asta. Pentru că ăla de la izvor, din zona aia de acolo, spuneți-mi cât kilometri de conduct aducem la vale, să aducem într-o stație. Ori chiar nu mai avem dimensiuni tehnice. Deci eu am discutat la Sălaș, într-o comună din județul Sălaș. Se face repompare. Remete. Nu, de Harghita, de Sălaș. Unde s-a... am discutat cu cineva, am sunat la plimbărie pur și simplu și am discutat cu cineva. Am văzut că au accesat fondurile europene pentru canalizare și stații de apărare. Bine, alte condițiile, nu discutăm. E zonă deluroasă, nu e zonă de munte, fără mari probleme, au pus 15 km de conductă. Cu bani europeni. Un milion de euro, atât a legat. Pe da, eu am vorbit odată cu domnul Bene mai nu. Dar nu au avut probleme tehnice. Cu master planul ăsta și-o zis și primarii de Pideal. De la Comănești în sus rămâne într-o etapă ulterioară pentru că netiti numai mata la Săos trebuie vreo 3-4 stații de epurare. Eu cu 3-4 stații de epurare rezolv 3-4 comunii. Zice la câmp, unii nu-i bine, că ele mai contează din. Și în ideea asta, că și noi suntem prinși. Normal era până în 2020. Iar ce vroiam să vă mai... Zicea că în 2018 să începem noi, dar... Aduc la cunoștință. Până să începi, că acum ai prins, deja suntem în procedurile astea de licitații, n-ar fi rău să facem traversările pe apa Său de la Șanta la Deal. Eventual conductul oarbă să rămână, ca să nu mai tăiem asfaltul. În eventualitatea că peste un an n-ai proiect, nu știu. De exemplu, aici noi știm, dacă scoatem planșele de la domnul inginer Blaster și ne uităm cu toții, să vedeți dumneavoastră că noi am călcat cu piciorul cu domnul Sava, fostul. Ce o să facem? Și să vezi că vine pe colo, dai ca naiba. Trebuie să aibă o distanță față de conducta de apă.
Deci automat, ori treci prin asfalt, ori treci prin partea... Păi asta ce-ți faci? Ne apucăm din nebun, da, peste... Adică turnăm asfaltul în vara asta, dacă se prinde. Și peste 3 luni vrem să tragem conducta, ne apucăm, iar când putem să lăsăm și conductul oarbă, domnule, la fiecare loc. Bă, pe care parte venim? Da, dar n-ai ridicările topo, ca să vezi curge materialul sângul, nu curge sângul. Nu de canalizare, de aducțiune de apă. Până la canalizare pe apa sau la petrolul. Păi nu, dar nu poți face apă dacă nu pui canalizare la ora actuală. Nu mai. Nu mai de voi. Treaba că la voi nu știi mai bine. Nu mai de voi. Nu mai de voi. Domnul viceprimar, legea spune așa. Dacă ai apa, te oblig să-ți bagi canal. Dacă este integrat apă și canal, nu faci canal. Nu ți-a propunit. Nu faci numai canal. Și atunci a venit întrebarea. Vă rog, luați-o la modul serios. Credeți dumneavoastră că apa Săului... De la, deci câți kilometri? 5, 2, o să avem poate că... Întrebați câți oameni vor apă curentă. Nu vor apă curentă? Întrebați câți? Toți vor! Serios? Domnul... Până la trage, că te-ai vorbat de abățiga, nu știți de ce vorba. Da, mă. Haideți pe apa să vedeți care nu și-ar dori apă curentă. Să nu pățim ca cu gazele, cu ce da, eu zic că așa trebuie... Se ceartă vecinii între ei din cauza la fântână. Da. Se ceartă sunt unele zori unde se vor, dar sunt unele zori... Adică care și-au făcut până acum bazini cu conducte, cu amenajări în față. Credeți dumneavoastră că el când vede câte metri și o să crească metri cu gazul? Haideți în zona Santa, haideți în zona Poiana Agăștin, hai, în ce zonă vreți dumneavoastră să vedeți câte probleme sunt din cauza la apă. Dole, pentru 2-3 care și-au tras imediat, care nu vrea... Hai să vedem cum ne agățăm și treaba asta. Hai să-i dăm drumul la primul pas și după aia vin și pașii următori. N-are cum să nu vină. Da. Că inițial la proiectul ăsta am vrut să-l lăsăm pentru satul a său. Așa a și fost inițial. Așa am vrut să-l lăsăm inițial și am zis ca să-l lăsăm să meargă, să cuprindă tot. Adică până se face analiza, studiul de vizabilitate. Treaba este că de la Ciobănuș la strajă până la părere... Nu, de acolo trebuie o stație să împingă cu eventual. O pompă. Păi nu, că restul vine de la Ciobănuș. O să avem cel puțin două pompa. Fără doar Ciobănuș. Este. Auzi, dacă nu greșesc, eu și când s-a făcut studiul ăsta de fezabilitate, exact. Dar trebuie văzut, eu rețin că am stabilit cu toții care eram atunci, doamne, să socotiți de așa natură încât, dacă cumva, când mai sunt bani, să venim cu straja și cățică de Ciobănuș, că nu toți, de la Boltă, la Vale. Da? Rămâne să vedem. Dar acum facem noi cu oamenii de sus, că oamenii toți doresc apă. Păi și acolo, apă. Extindere de apă. Și dumneavoastră ați promis să noi în campanie. Da, nu, pentru că deschid, de-aia m-am adus aici. Lucrăm și la asta, acum extindere rețelei de la Ciobănuș la deal. Ai vrut să la deal, acolo nu. O plecat doamna și nu fac rău, nu. Da, dar de ce? Extinderea rețelei de alimentare urbană în satele unde nu există. Ciobănuș și primă și restul apă și Părtiniști. Ca dovadă că la straj am reușit în primii luni de zi după ce am fost investit. Acolo e mai complicat că trebuie două traversări peste râu totuși. Da, trebuie proiect. Aici au fost extindere. Proiectul nu poate să facă. Și la asta lucrăm. La asta lucrăm, domnul Traicu. Și dacă am promis, sper să fie... Eu cred că de-aia așa venit, ca să nu ziceți cumva că nu. Da. Înseamnă că ar fi... Comandat, ala. E comandat. Și aduc aminte de campanie. Haideți să... La diverse. Am așa din ce în ce mai mult senzația că câinii latră, ursul trece. Și vă spun și de ce. Am discutat nu de mult, prin decembrie sau prin noiembrie, nu mai știu, de stabilirea unui plan cu activitățile culturale-artistice care se vor desfășura în comuna sau să-l prindem în buget. N-am făcut nimic. Bine bugetul, mâine. Și nu-l avem. Și nu-l avem, din păcate. Am discutat ședința trecută. Planul de apărare al comunei a său.
care trebuia postat pe transparență decizională 30 de zile ca să-l putem lua în discuție. Eu nu l-am văzut, dacă l-a postat, îmi pare rău, eu nu l-am văzut. Am discutat în ședința trecută de instituționarea mașinii poliției locale. Au fost frig, zici. Dar nu mai asta e, e, acum se poate atunci. De acum mai e cald. Nu se putea? Era frig, nu, nu. Nu, cald, nu, nu se mai spune că așa e și la noi la mașină. Da, sub 0 grade nu-ți stă colantul. Nu, da? Da. Da. Vine, acum, căldura, acum, acum spate. Da. De-aia zic că sunt o serie de lucruri care noi le stabilim aici, discutăm. Dar nu le mai urmărește nimeni să vedem dacă le-aș pune un plan în aplicare. Planul ăla de apărare trebuie postat neapărat, trebuie transparență decizională și trebuie luat în discuție. Nu avea de modificat decât planul de apărare al comunei său, nu al primăriei. Acolo la transparență, cred că ați văzut, avem strategia... Da, strategia am văzut. Unde ești? Da, astea sunt. Hai încoace la sala de ședințe. Hai, urgem. Domnul primar, știți că am vorbit de trecut cu problema cu trecerea pietoni la complexa. Da. Ieri era să deie peste Maria aia lui Păizvat, nebun de ăsta. Domnul Nelu, acum nu trasează nimeni la udeala asta și la cine. Nu, dar măcar să știm. Avem adresă făcută, domnul Nelu, da, la drumul național și la drumul județene. Și la drumul județene, și la școală, și la școală. Trebuie neapărat, trece cu o viteză de dacă nu cu noi, cu toate că e drumul județean. La școală abate, de acum noi trebuie să-l ne împrospătăm. Gata, l-am luat în primire. Bine, acum. Domnule primar, aș vrea ca să faceți o mică informare vis-a-vis de... Am fost săptămână ceva și cineva s-a întâlnit comisia funciară. Da. Vrem să ne faceți o informare și în ce stadiu suntem cu procesele, cu ce-ți mai sunt. Noi, noi am avut, nu știu dacă ați văzut, o expertiză care ne dădea dreptul să luăm în... porțiunea costă pădurea capsului a statului, de la Nogea în sus, până la izvor, până, nu până la izvor, până unde domnul, până la... Deci avem două variante, aici. Una pe Bartea. Nu, nu, aia variantă e pe moșia lui Ghigă, da. Nu mă oleac între ele. Domnul Cristi, să ridică problema, planul de apărare al comunii, n-ai mai rezolvat nimic. E început? Nu, 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 început. Nu, nu ai rezolvat. Nu, e început, nu e început, nu mai face. Pentru doamna secretară trebuie în dezbatere. Nu, 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 păi dar l-ai dat să-l trebuie în dezbatere, doamna. Nu am avut timp să-l doamne. Dar până la Revelion se poate? Păi nu, ca să nu ai... 3 zile numai la alea, domn primar. Nu știu, nu, asta nu-i un răspuns. Iartă-mă, nu-i un răspuns. Nu-i un răspuns. Mașina de inscripțion a s-o încălzit. Am vorbit, am spus, i-am spus și domnul vecin. Degeaba ai vorbit. Păi mi-a spus omul că nu o face până în aprilie, fiindcă el nu-mi dă garanții. Și el nu mi-o face. Da. Mergi să vorbesc, domnule, mergi să fac altfel. Bine. Vreau să văd mâine, este cu referatul? Mâine planul de apărare prezentat la doamna, că acum nu arunca la doamna, că eu rămas tot la tine. Nu vreau să fac mai... Dar nu-i bine, vre, de asta te-aș chemat. Eu n-am să iau șuturi în spate și nu am pentru unul joc. Planul localității. Planul localității, domnule. Planul de apărare a localității. Păi aici la primărie nu mai schimbă aici cu ce mare vrăjea. Lasă să se referea numai la primărie, domnul primar, planul ăla. Băi, iar amestec și marfa cu ambalaj. Planul ăla care n-am făcut se referea doar la primărie. Cum, dacă vorbea numai de comunitate? Așa e, făcea vorbire. Catita, ca titulatură, dar îmi făcea vorbire de toată comuna Neocristi. Am văzut mai multe planuri și altfel să fac. Deci am spus mai multe planuri. Le-am pe masă, le arăt. Sunt mai multe planuri. Sunt altfel concepute. Păi atunci facem așa. Eu planul primării și planul comunii. Nu avem treabă cu primării. Păi nu, planul primării am zis că scoatem, că nu mai trebuie supus la vot. Atunci rămâne planul localității. Dar asta trebuie să faci. Atâta, dar el este eu zic că n-ai venit cu el la mine. Bă, omule, dar nu fac vorbire despre comun, fiscat. Domnul primar, e sub altă formă planul localității. Vă să vedeți că e sub altă formă. Domnul primar, domnul primar, domnul primar, fiindcă eu și domnul Tătabaci, că aveam să ridic o problemă. Deci, în ultima perioadă, la nivelul comunei său, în timp de noapte, s-au comis mai multe furturi. Unele dintre ele se pare că sunt de grupuri organizate. Ce pot să vă spun, Leal, unde pot oricând să comentez, este la vecinul meu, la Mihai Boișteanu, deci în miezul nopții sau când au fost, au intrat până în curte sub putea drajdului, i-au luat două drujbe și s-au făcut nevăzut. Neoficial pot să vă spun că am mai auzit că s-au mai fi produs niște spage la anumiți cetățeni.
nu am discutat cu dumnealor, nu pot să garantez că să nu mai vorbe sau așa întâmpla. Probabil că ei s-au adresat postului de poliție sau, mă rog, atâta timp cât le s-au comis o spargere, normal că vii să te plângi la cei în drept să te ajute să-i găsești pe cei care au făptuit. Problema spune felul următor. Trebuie să luăm niște măsuri pentru paza de noapte mult mai realiste și trebuie să vedem. Ori încercăm pe anumite tronsoane de drum prin sisteme video de, pe anumite distanțe, unde considerăm că sunt punctele mai vulnerabile. Eu aveam o altă propunere. Din partea administrației, deci a primăriei, a Consiliului Local și Poliția Locală, format o comisie întrunit și găsesc niște soluții concrete, formulate, puse în discuții și după aia puse în practică. Pentru că oricum, paza comunii se plătește. Dar, din ce în ce, aceste fapte văd că încep să ia amploare. Păi și atunci trebuie să facem și noi un program de patrulare, nu numai ziua Eu v-am spus, deci eu nu pot să vin cu un program anume special. Deci aici consider că cea mai bună metodă este să se pună la masa înțelegerii, să stabilească un plan concret. Nu faci, da? până luni îl faci. Pentru că Poliția Națională, când are nevoie, ia oameni de la noi să facă circuiturile astea de noapte. Așa că poate să vin și iar planurile de patrulare, domnul Tavor, dacă le faceți, să știți cum, asta trebuie să știți dumneavoastră. Nu mă un pic să dacă îmi dați voie. Când dumneavoastră, să vă spun. Până pe ultimul furt a fost pe 27 decembrie, furt de ham, un furt de laptop. GPS și laptop. Noi am făcut din noapte, până în timpul ăsta. Pe data de 27 decembrie, la Mazilu, acolo în curbă, 7 inși au venit cu topor, aveau la ei. Eram eu, Daniel Micu și un băiat de la poliție. Am ieșit, unul avea pistol, noi aveam pistoale, nu avem drept să le folosim, că așa ne spune legea. Am ieșit la ei. Doi au plecat spre apă, doi spuiuți la tătau pe acolo și doi înapoi. Trei câți erau ei. Au lăsat toporul, hamul, laptopul și cam atât. Hamul era de la rus, dintr-o magazin. Laptopul era de la lungă. După să la minte și ne-am uitat și pe cameră, sunt cei de la Bărăci. Aoleu, de atunci n-au mai venit. N-au mai. Am bai patru la noapte, poate au mai venit, dar noi am văzut noi. Dar am mai făcut patru mix de noapte. Da. Și aia cu lemnul care o aveți aici, în adresa asta. Problema e că există și pericolul ca ei să intre în casă peste un anumit bătrân, deci ne așteptăm la fapte antisociale mai grave. Noi ne-am spus la bătrâni, să nu ne mai dați drum. Bătrânii sunt un pic slabi și pe drum monograf. Ei vin în tăi văd, sunt oameni de ăștia, eu am vrut să nu-i mai lasă în asau cei care vin cu 5 lei, 10 lei pentru un băiat bolnav. Eu cred că sunt și oameni bolnavi. Dar ei vin, se uită, filmează și trimit pe alții. Și ești tu la fix. Știu de tot din interiorul lor. Da, se practică. Planurile de patrie, avizate de poliție. Da, da. E împreună cu ei. Sunt în comun. Dar de prevenire, nu? De prevenire. Da. Cu trasee de patrulare, cu programe de patrulare. Da, ăștia le schimbăm, că ei se învață. Noi am vrut să fac niște puncte, ca să stea noaptea în puncte, să le găsim. Dar se învață. Păi, în ședința trecută a ridicat, sau în cealaltă ședință a ridicat problema, să angajăm, deci, că avem patru posturi vacante la Poliția Locală. Să suplimentăm, adică nu suplimentăm, să angajăm pe posturile vacante. Care este problema? Cum adică în 3-4 ani puteți să țineți toată comuna? Nu puteam să fac, iar trebuie să fac o patrulă, să fim schimb, mergem în schimb, da. Trebuie treaba organizată întâi cu ăștia patru, ca să avem puțin rezultate. Că mai luăm 3 și stăm, nu încăpem. Nu e vorba 3, domnule, asta nu mai vorbim noi. Da. Mai sunt întrebări, dacă nu... Și la școală, dacă ne-ați putea sprijini, că și la școală ne confruntăm... Dar chiar am primit, am dat la contabilitate o adresă, prin care ne spune ce bani ne-am propus pentru asigurarea ordinii și liniștii publici în cadrul unităților de învățământ. Acum, ieri a venit hârtie, i-am dat-o lui domn Pavel să vă puneți de acord, că scrie și la dumneavoastră. Păi, dar trebuie spus, cum?
Da, dar de ce i-a specifica doar câte acțiuni am trebuit să la școală? Noi confruntăm cu probleme și din partea părinților. Sunt părinți care vin și pur și simplu amenință cadrele didactice și copiii câteodată. Să dați telefon. Și ne-ar de bine, măcar o dată pe săptămână, să treacă acele părinți. Încă o problemă, dacă n-am înțeles bine, îmi cer scuze, dar cred că am recepționat bine. Doamna spunea în felul următor, doamna Calendrilea, zice, la școală, la Bartea, poate deschisă, intră cine vrea, terenul odată nu știu cum. Păi eu vă spun că este un lucru foarte grav. Și, în primul rând, asta depinde și de conducerea școlii, nu știu acolo, au administrator, nu, director, nu mai au, dar. Pentru că, conform legii învățământului, intrarea persoanelor străine în incinta școlilor este strict interzisă. Conform legii 61, sancționat de la 5 la 8 milioane. La școala la său este pusă parcă ardă. Așa. Atâta timp cât poarta este larg deschisă, e normal că oricine... Acum nu că doamna a intrat, că orice cetățean intră să legitimează și merge în interesul care un copil sau, mă rog, vrea să vadă anumite, să primească anumite informații, dar și în momentul în care e lăsat la libera discreție a cetățeanului, normal că se întâmplă fel de fel de lucruri nedorite. Și vedem că în școală, în ultima perioadă, se întâmplă fel de fel de lucruri în care elevii se iau la bătaie, se jignesc. Mă notorizez de situația să nu mai dea voie și intri mașini în curtea, în incinta școală. Iarneța, cine răspunde de școală? Dumneavoastră, ziceți, da? Cine asigură, deci... Vă întreb altceva. Ați trimis la specializare, îmi pare că 2 sau 3 fochiști, da? Au fost și au luat autorizații. O dată de examen, vineri, trebuie să stăm la parcă. Dar au fost la examen? De la primărie. Eu știu că da. Ei, eu vă spun că n-au fost. Cum dragi? Dar au fost. Nu, doamne, au fost. Cum adică să aștept? Bine. Domnul, dar avem aici o scriere. Și atunci fochiștii ăștia, cum zice domnul Ciobănaș, atâta stau în centrală și dorm legat, deci e centrală automată, dorm în centrală, nu mai poți să asiguri cât de cât o pază, o vizualizare a spațiului ăla, că sunt doi. La porțile măcar închise, cum o zice doamna, că intra cu mașinile. Dar ce-ți fi vrând directori? Să păzească, nu, să facă foc la centrală, să uite lor. Pe centrală. Dar nu-ți fi poți din fochiști niciun. Dimineața vine Gică la 6:30, seara bagă Sandocanu, că vine și iar nevastă s-a noi, nu-i plătim cu Gică. Nu vă mă nici nu-și din primărie în la școală. Nu ne-ați înțeles ce spune. Vă școala de la... Dar nu avem noi treabă cu personalul de la școala Bartea, domnule. Asta e învățământ, e învățământ. Doamna director, domnule. Dar, de exemplu, muncitoare de acolo... Măi, domnul vice, Lucian, da. Nu e angajatul dumneavoastră? Nu, e școală. E școală. Nu se poate ocupa... Dacă să ne interesăm, noi sigur că trebuie. Fără discuție. Dacă el e acolo 8 ore din serviciu, nu poate încuia porcele să n-aibă acces mașinile în curtea... Dar nu mi-am trimis la școală. Păi, domnule, eu v-am zis, eram acolo alaltă. Ieri a venit cu mere, o dubă de Suceava, o dubiță. Ce-a făcut acolo, pe iarba aceea, să ne nebunesc. Dar porțile alea trebuie închise, atâta când vine cineva, primarul sau mașina autorizată. Dar cum are lacul de port acolo? Cum are conducător? Dar ăștia doi care mănâncă pâine și dorm la centrală sau citesc ziare? Nu numai atât, dar nu are director, dar există un profesor de serviciu pe școală, fiecare zi. Acel om asigură și siguranța copiilor și în același timp... Dar vede ce se întâmplă și afară, intră cu mașina și face livrare. Nu te mai ce domnul, dar nu te asiguri portul în chestia la școală. Întrebarea mea este așa. Deci noi coordonăm ca ordonator principal de credite școala gimnazială a său, care trebuie să luăm măsuri cu directorul în primul rând și cu tot ce înseamnă Consiliul de Administrație acolo să-și facă treaba. Că nu o să ducă primarul să-l pună pe ăla care-i fochist exact, să păzească gardul. Păi directorul trebuie să iei hotărârea. Păi da, și dacă și directorul să, nu-și ia... să-l tragem la răspundere. Păi, exact. Am fost, eu le-am spus la ei, băi, nu mai dați voi, apucați-vă când s-a întărit o leacă, nivelați aici. Nu, dacă mai găsesc mașina, am ce-am zis? Eu aveau cu un lacăt, l-am pus că n-are ce căuta nici microbuzul în școli. Și atunci, Consiliul Local vă întreabă, ce măsuri ați luat, domnul? Măsuri, nu așa, că i-am zis, i-am făcut. Ce măsuri ați luat cu ei, cu director, cu ăla? Ce măsuri ați luat?
Dar dacă i-am spus nu mai intră, că am să pun dacă nu eu la cădă. Haideți să separăm lucrurile. Consiliul local nu are niciun amestec în treburile școlii. Păi da. Acolo există un director. Consiliul local se ocupă de partea administrativă, de partea educativă, de tot ce e în școală, răspunde directorul. Deci, niciodată noi nu vom analiza, mă rog, prestația sau profesionalismul unui profesor, pentru că nu e de competența noastră. Atâta timp cât noi ne ocupăm de bunurile mobile și imobile de școli, de-aia răspundem noi. Le-am văzut regulile, le-am văzut la cunoștință. Și pozitiv, am crezut că angajații ăștia potiștii care s-au acolo la școală îi plătește pe mâine și de aia. Nu vorbim de sistem de curicula școlară, nu discutăm de asta. Până revenim. Avem aici o scriere, nu știu cum e reclamația, dumnealui reclamă că i s-a confiscat o cărță de lucru. Și i s-a dat în custodie la un polus. Obiect, de către Cristi. Obiect, obiect. Să rompe rând. Obiect, ăla cu ochelari. Da, nu de noi. Nu, stați. Așa zice, de poliția locală. Nu, custodie la da, zice de poliția locală și dat în custodie la ocolul Silvia. Așa zice. Dacă toți au făcut această confiscare, ar trebui să beneficieze școala, să beneficieze de... Deci, confiscarea se face doar pentru drag. Așa scrie poliția locală. Așa scrie poliția locală. Nu poți să bagi unii vrei lemne, ridică la cel mai frute, e regent Silvi. Al treilea, dacă vrea să nu-i să furi, să facă contract de prestare de administrare, că din hârtia care a venit pe 30, o scăpăm pe 31 ianuarie, care depune documente, e gratis. Acum am înțeles că a făcut scandal lumea, cum de azi, și s-a lungit perioada când se face contract de pază gratis, până la 30 de hectare, se face gratis. Asta o să-i răspunde. Așa e, Nicușor Bobeche. Nu o scrie, dar e Nicușor Bobeche, Dumnezeu și mie. Cineva i-a furat materialul, de ofensie l-a confiscat. Că nu l-a luat de la el, l-a luat de la care l-a furat. Da, l-a furat, da. Dar scrie și de ce nu l-a luat. Poliția l-a luat, am citit și-o parte. Nu cred, dar nu știa el. Deci în afară de faptul că nu știm cine e persoana care a făcut ce. N-a ajuns nimic, dar nu știu ce a făcut ce. Nu. Se clasează. Și noi dacă mergem doar atât, dar trebuie să dăm o poliție. Păi atunci, ce rezoluție e dată aia că e adresată Consiliului Local, fără nume? Da, în plătoriu m-am întâlnit cu el. Și eu aici la coasă, mai știu spate. Haideți ca să revenim la întrebarea care am pus-o mai înainte legat de Comisia Funciară. Da. Da, la Comisia Funciară v-am spus, a apărut un act normativ, cred că ați văzut în decembrie, care prevede că se va începe din nou activitatea de retrocedare. Noi am avut în cadrul balamucului cu direcția Silvic cu o expertiză tehnică făcută care ne propunea două variante, n-ați văzut? Nu, așa, două variante, dă-le. Două variante, adică 3.000 și nu știu de hectare, așa, două variante, UPE 4 Bartea, odată 200 de hectare, așa, și încă o dată 64 de hectare, poziția 63, 1.763 de hectare. Deci ca să se înțeleagă, ei ne dă... Ce nu li mai trebuie lor? Sau ce nu ce e... Nu au propus niște amplasamente, unii s-au exploatat sau ce-au rămas în viața care s-au dat. Așa. Sau pe noge unii zonă de protecție. Comisia ce răspuns dă? Păi da, noi au venit comisia, noi am spus că nu ne convine, s-a convocat comisia de fond funciar. Noi am spus că nu ne convine. Am făcut adresă să ne dea un exemplar după amenajamentul. Ei au la ocol, moșia lui Ghica, dată cu cărămiziu, moșia lui Elena Rosetti, 1.370 de hectare, dat cu altă culoare. Și cu creditul funciar rural român cu altă culoare. Ei, nu vrea să ne dea, nu. Ne-a trimis altă adresă săptămâna asta ca să le dăm procesele verbale de deposedare. Acum le cerem procesele verbale de confiscare a terenului. Eu când am venit în 76, am găsit trei exemplare în original. Unii spunea, comisia făcută așa, confiscă lui Moșia Ghica, 2050 de hectare, mai jos, Petrea Huluță, președinte, și alții așa, în original. În 1983 ne-au încărzit tare cu predarea arhivei, le-am predat. Acum am făcut o adresă care am vrut să o trimit, dar nu o trimit, trebuie nu cu ea în mână, că dacă o trimit. Și ca să ne dea din nou un exemplar, cum mai fost, s-o pierdut.
Dar prea puțin interesează. Că zice că de la Pârâu Cutare până la Pârâu Ursului, a Luceala, până la nu știu care. Doamna președintă de ședință, vă rog să facem și haideți să punem la vot următoarea chestie. Să pregătească domnul primar pentru următoarea ședință un raport, raport scris. Cu documente scris în raport și mapa de documente legat de fondul funciar. Ce trebuie să retrocedezi în baza la care documente. Și încă un lucru vreau, am lucrat și la regulamentul de pășunat. A rămas în discuție că o să fie supus dezbaterii și după aia să aprobăm hotărârea de Consiliu. Se face 1 martie, ca mâine. Ori să vină oamenii să solicite pentru pășunat. Păi, dar de mi-a luat dus doctorul pe 21 doctor, este foarte bun. Pășunii care nu s-au curățit. Trebuie să-l dați. Trebuie să-l dați. Trebuie să-l dați. Nu, că eu... A, tu zai, pe la asta. Poate acolo să-l vadă vă noștri. Trebuie să-l vadă comisia și apoi îl dăm la transparență. Nu a dus o statistică. Nu ne-a băgat nimeni în seama. Am plătit banii geaba de deșteptare. Cu efectivul de animale, așa, domnul doctor. Și... iar... cu lucrările la Islas. Deci, regulamentul de pășunat. Care lucrările la Islas au venit inginerul. Completat și mă duc. Florin? Chiar și astăzi, nu. Alu... Savi? Nu, Savi nu la piesii de la întâi. Leașcu. A venit Leașcu. Și mâine urmează... Și-o notat tot, am făcut adresă în ce parcele trebuie umblat. Mâine urmează... Adrian? Leașcu? La identificare, da. Adrian, da. Inginer Silvic. Mai exact, zonele care se începem... Și el se ocupă de treaba asta. Mâine-i vizita în teren, cât s-o putea pici trupuri de pășuni și după aia să facă actul de punere în valoare să vadă. Și legat de retrocedări, sperăm că se va mai da sau nu se va mai da? Legat de retrocedări, treaba e greoaie. Noi acum am făcut o adresă să ne restituie toate dosarele care au fost aprobate și sunt la arhiva prefecturii. Deci care sunt trecuți în anexa 37, toți. Așa. Acum trebuie să ne ducem să le luăm când ne dă ei răspunsul. Ca să le luăm de acolo, vă dați seama, care a murit, trebuie să-i facem un nou dosar. Să apară, că trebuie altă anexă 37, unii, când cere Popescu Vasile, săracul nu mai este. Și începem cu cererea urmașii. Pentru că și în perioada asta, anului ăsta, cine nu a avut documente, cine nu a găsit o hârțoagă, cine nu a avut cum, poate să-și depună de retrocedare care nu au fost trecuți în aia. Dar să vină cu documente. Și de asta. Acum deci trebuie să luăm dosarele, să le aducem când ne cheamă și sigur că noi... Cetățenii care au depus acele hârtii. Păi da, dar dacă au murit, se complică treaba, că trebuie făcut de la zero. Să aici în primărie sau să mi se mai departe de archivare? Care? Care? Da. Documentele care au depus... Păi care au fost aprobate prin hotărâre? Să trebuie să ia? Păi nu, nu. Păi care au fost trecute în anexe și care trebuia, au primit și trebuia să primească, sunt la Bacău, iar cei care s-au respins când au dreptul, sunt aici. În afară de asta, la acei oameni li s-a dat o comunicare care în termen de trebuia să prezinte încoace și să acționeze eventual în instanță, să facă contestații la nu știu ce. Dar astea sunt mai puțini și sunt la mare nimic. Sunt și hotărâri definitive din instanță pentru retrocedare. Sunt vreo 16, parcă, sau câte sunt. Cam așa. Doamne, toate. Legat de adresa de aia care a venit cu... Prezentați dumneavoastră punctul de vedere cu Silvicu. Ce? Am mai De care după aia... Dar referim la cererea dumneavoastră, domnul Bocheiu, zis-o să spunem deci, raport. Deci, pentru ședința următoare, care-i stadiul, stadiul de activitate de funcție? Nu. Doleanța noastră este să fie... Am notat-o și eu, da. De ce, doamna secretar? Ca ce nu... Ar fi supus la vot înseamnă să-i dăm formă de proiect de hotărâre. Altceva ce să supunem la vot? O propunere? Întrecerea raportului? Atunci, dacă nu, lăsați că fac eu un termen de 10 zile ca consilier, solicit eu raportul.
Deci așa se poate, nu? Dar trebuie un proiect de hotărâre. Dar... Nu trebuie niciun proiect, domnule. Păi nu trebuie, noi luăm ca deci un raport. Consilierii pot solicita un raport complet și care să dă răspuns în termen de 10 zile. Scrie în 12. Consiliul local trebuie să solicite informări și rapoarte din partea dumneavoastră. Și eu mi-am notat și dumneavoastră v-ați notat și îl facem. Și eu am zis ca să nu mai fac eu hârtii, de acord toată lumea, sigur, suntem de acord. Da. Asta am cerut. Nu. Da. Noi lucrăm strâns cu avocatul care... Deci asta se înțelege să o câștiga și procesul la nivel de consiliu, nu? Nu, dar prima dată... E da. Era un proces, așa știam eu, era un proces. Cu astea cu retrocederile? Cu retrocederile. Pentru când ne-a venit doar să... Da, dar noi dăm hotărâre pentru expertiza respectivă. La un moment dat, direcția silvică, când am fost acolo, mi-au zis, luați de la Nogea la deal, ca acum să zică, nu, domnule, acolo a fost capsul. Păi, dar nu v-am spus atunci că e capsul și a zis că e rezerva de teren și care e făcută conform legii 165 cu inventarierea terenurilor și de asta. Avocatul și ieri a fost la noi. Avocatul și ieri a fost la noi. Că domnul plătim pentru asta. Da, el are procesul... Care... Dar e vorba de 2028 de hectare, nu-i chiar... Și chiar puțin risc, că până vă dat... Ce spune votar cu piatra lentă, cu lusii pe care suprafețe de... De teren sau de pădure? De pădure. Păduri, de teren, că terenul nu defișează. Păi aici e problema. Păi, dar ce vine? Dar de unii păduri? Ce vine la rând? Că nu poți să alegi. Nu poți să alegi, nici nu ne-au spus. Nu puteți alege 500 de hectare aici, 7 colo și 1000 și nu știu cât dincolo. Salut, de la un cap la altul. Așa. Și ei acum vă spun un lucru. Ne arunc în idee pe moșelul Ghica, pentru că litigiul nu-i terminat și un bun aflat în litigiu nu se poate dispune de el să se încheie. Uite așa, uite așa ne primim. Trebuie să acceptăm așa ceva. Erați, ați fost la mine când am fost cu avocatul și el să aveți grijă, luați un ibădă, bună, rea, că să știți că iar vă plimbă, iar o face și iar o luăm de la început și nu mai găsim. Noi acum aducem toate dosarele înapoi, săptămâna care vine. Ne răspund, nu răspund, dau telefon și mă duc și eu. Nu, domnul Ovidiu Pătru a zis că trebuie analizat în Comisia Județeană. Și ca să ne-l ideie înapoi? Sigur. Și când așa ne face adresă ca să ne prezentăm. Deci ca orice adresă va intra în Comisia Județeană. Pentru că uitați care este problema. A venit răspunsul tovarășul Crăciunescu, iar o trimis răspunsul cu drumul de pe Ciobănuș. Da. Vă citește, domnul, toate conform legii niște treburi care îți venite, să vedeți că tot ce vor ei să facă. Sunteți legea ce spune. Ați primit fiecare o să nu, da. Studiați o... Pe datul nu ai fost ieri și de asta. Ne-am dat ea, am rămas la urmă. Așa, vă spune și da. Care nu mai am? Eu. De ce nu răi? Nu ai intrat la seru, sunt cât 15 exemplu. Am răspuns eu, de direcția silvică. Da. Nu o citesc toată, când are rost. Spune așa, prin adresa numărul 526346 din 11.06.2014, se precizează că o hotărâre de guvern de atestarea domeniului public al unităților administrative teritoriale nu constituie temei legal pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al UAT-ului. Deoarece, asemenea, hotărârea au un caracter de evidență și nu un caracter constitutiv, translativ de proprietate. Da. Tot referitor la problema ridicată de concetățeanul nostru, domnul Albun, luna trecută. Nu, dar și restul. Asta sunt mai multe, nu, fire? Da, sunt mai multe fire, da. Nu, la asta de la judecă, de la biserică. Da, da. Așa. Păi e același lucru. În spate e anexată cea de acolo în care se detailează. Acum, faptul că concetățeanul nostru, domnul Albu, luna trecută s-a prezentat la noi cu un monitor oficial, ce se întâmplă? A fost dată o hotărâre 588 pe 2006, prin care în domeniul public al comunei Astrău au fost trecute în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Astrău la anexa 12, mai multe imobile. Da. La punctul B spune așa, se completează cu pozițiile 86-220 conform anexei 1. Din păcate nu am alea, dar la cetățeanul respectiv, acest drum comunal, deci publicat în monitorul oficial
Da, domnule, l-avem, nu l-ați primit. Poziția 100. La poziția 119 are și un pod acolo. Ce se întâmplă? Deci, toate hotărârile de guvern, deci în urma hotărârilor de guvern, toate aceste imobile, cum sunt denumite ele, automat trebuiau prinse în domeniul public al comunii, printr-o hotărâre de Consiliul Local. Păi este, nu este hotărârea aia care spune anul 1983? Nu. Deci, monitorul oficial, hotărârea de guvern 1347 din 2001, la poziția 119, anexa 12, așa, este trecut drumul comunal Ciobănuș-Popa. Ea este publicată, în schimb, ea este publicată și modificată în 2006. Deci în 2006 este din nou modificată. Păi nu, dar aici zice 1075 din 2006, nu? Articolul 12, anexa 12. Începe de aici, în anexele acestor hotărâri au fost incluse. Păi, dar citește date celelalte de documente. Azi au fost publicate atestate. Acum sunt, legea 192, deci, care sună în felul următor. Lege privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de colectare a torinților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în Silva, în domeniul public al unor unități administrative teritoriale și în administrarea Consiliului Local. Deci este legea numărul 192 pe 2010, modificată prin legea 99 pe 2015. 192 pe 2010, modificată prin legea 99 pe 2015. Și aici am în față textul. Articolul vechii legi și noi reglementări. Deci în vechea lege spune așa: în vechea reglementare, articolul 1 alineatul 1 prevedea faptul că prin derogare de la dispoziția articolului 10 și articolul 34 alineatul 1 din legea numărul 46 pe 2008, codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere și tenuri aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în Silva, în domeniul public al unor unități administrative teritoriale și în administrarea Consiliului Local al acestora. Noua reglementare. Potrivit noi reglementări, articolul 1 alineatul 1 prevede, prin derogare la dispoziția articolului 10 cu 1, sunt obligatorii administrarea, precum și asigurarea serviciilor silvice după caz, la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu excepția celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice Marin Drecea, prevăzute la articolul 76, care se administrează de acesta. Administrarea, precum și serviciile silvice după caz, se asigură prin ocoalele silvice autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri. A. Ocoale silvice de stat, din structura Regiei Naționale a Pădurilor, care administrează păduri, proprietate publică a statului și care sunt înființate de aceasta. B. Ocoale silvice private, care sunt înființate în condițiile legii de asociații constituite de unitățile administrative teritoriale, de persoane fizice ori persoane juridice care au în proprietate fond forestier sau de asociații constituite de către acestea. Ocoalele silvice prevăzute la alineatul 2 sunt de interes public și pot administra sau asigura servicii silvice după caz și pentru alte proprietăți, pe bază de contract. Și articolul 34 alineatul 1. Terenurile de forestiere, proprietatea publică a statului, nu fac obiectul constituirii drepturi de proprietate sau al vreunui dezmembrământ al acesteia, din legea numărul 46/2008. Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere, a lucrărilor de colectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și de administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în Silva, în domeniul public al unor unități administrative teritoriale și de administrația Consiliului Local. Și mai are pe aici câteva care... Păi uite, când dorești jumătate, ia, mergem iar împreună până la direcția Silvii, tu degeaba facem corespondență. Sunam pe domn director, lunea de obicei acolo, ne anunțăm de joi de vineri, Luați avocații. E o problemă nu o văd așa. E o problemă o văd în felul următor. Eu admir regia și ocolul Silvic pentru că luptă să-și păstreze
anumite mobile și imobile pe care le-au în inventarul lor public, ca instituție. Problema este în felul următor. La vremea respectivă trebuiau făcute anumite formalități, să le numesc așa. Deci, odată ce a fost emis acea hotărâre de guvern, că am observat acum, în anul trecut, noi am trecut în domeniul public al Comunei Iasău, postea 220-221. Ei, le-am găsit, întâi publicate prin hotărâre de guvern, după care noi le-am, în ședință de Consiliul Local, prin aprobarea unei hotărâri, le-am trecut în domeniul public al Comunei Iasău. Deci, la vremea respectivă, cred că au fost făcute aceste demersuri. Noi trebuie să, întâi, să mergem, să ne uităm în arhivele noastre, în inventarul domeniului public al Comunei Iasău. Dacă la pozițiile menționate de drumul acesta figurează ca fiind al nostru, pentru că undeva s-a produs un, să zic, un scurt circuit. Așa. Este și firesc. Ei și-l l-au avut dintotdeauna și l-au administrat și l-au folosit. Noi dacă am primit niște documente, le-am înregistrat, să spunem, și le-am dat uitării, acum practic cerem ca el să fie de drept al nostru. Deci nu știu, nu văd că stând pe bază de hârtișuri, din reclamații sau... Trebuie întâi să ne ducem foarte bine, fundamental. Avocatul, cum l-am mai luat, doar... Avocați, puși... Avocatul, și juriștii lor, și... Adică, să vedem, mai e al nostru sau nu mai e al nostru? Pentru că tot o hotărâre de guvern spunea, la vremea respectivă, bunul care, în termen de 90 de zile, nu a fost înregistrat, deci în patrimoniul UAT-ului, rămâne fără el. În ce an? În 2006? În 2006, da. Nu că fug de răspundere, dar nu eram eu primar. Acum, acum dacă avem arhivă și putem, și putem vedea, domnul primar, dacă avem arhivă și putem vedea, în 2006 sau imediat 2007, dacă a fost făcut acest transfer, avem un document, deci nu mai e. Domnul Tădelie, prin hotărâți dumneavoastră, stăm de vorbă, am avocatul aici întâi, că ne ducem cu lecția învățată cu toții, eu cam o mașină, sunăm direcția Silvii, că lunea, domn director, e un om tare deschis, vă spun sincer. Facem să ajungem după 10, că la prima oră au ei ședință și acolo stăm de vorbă. Cu șeful fondului forestier, cu domnul director, cu juriștii lor, au două doamne. Dar ei și-n răspuns, domnul primar. Eu cel puțin nu sunt jurist, dar eu așa văd lucrurile. Îmi spune clar și în a doua frază, în anexa 12 a HG 1715-2006 au fost impuse fără temei legal mijloace fixe care fac parte din domeniul public al statului, da, administrate de RNP. Da. Păi stați un pic, dar nu e administrat. Nu era administrat. Administrez, nu e al meu. Public al statului. Păi e administrat ei, da? E administrat. Dar de cine e l-o dat în administrare? Păi cine dar nu interesează Ministerul Finanțelor, dar e l-o dat în administrare, dar asta nu înseamnă că e proprietar. Dar nici nu a zis, domnule, nu scrie nicăieri că e proprietar. Păi el e administratorul pădurii. Păi cum, dar el spune că hotărârea de guvern de atestare a domeniului public al unității nu constituie temei legale pentru trecerea unui bun. Deci e proprietate deva când spune trecerea unui bun. E proprietate deja. Și în ultima frază, anexat vă înainte în copie, în copie lista transmisă de MFB cu drumurile forestiere administrate din nou de RNP. Da. Deci, repetă cu ostentație, administrate. Ele sunt proprietatea statului. Și au atului de hotărârii de guvern. Finanțelor. Și au atului de hotărârii de guvern. Și administrat de el, atâta tot. E administrat. Nu-i proprietar. Nu-i proprietar. El nu-i proprietar. Nu știu, domnul, el lasă cetățeni. Nu știu, mie mi se pare răspunsul. Nu normal să fie drum comunal. Și m-a dat cum noi, că avem lor. Nu poate să fie altceva decât drum comunal. Nu știu, poate să fie comunal. Nu știu, să spune că îl administrezi. Nu s-o vor autorizat. Domnul primar, să sunăm continuare. Întâi să vedem lista de inventar a domeniului public al Comunei Iasău. Dacă acest drum este prins în ea, dacă este prins în ea, nu mai există dubii. După care, inventarierea anuală. Da. După care, trebuie să vedem dacă a fost emisă, dacă a fost emisă o hotărâre de Consiliul Local pentru înscrierea acestui bun imobil în inventarul nostru. Dacă nu l-am înscris la vremea respectivă, nu mai avem. Conform legea, noi trebuie să fiem foarte... Mergem jos, vedem la registrul de partizi.
atât de, nu o dăm dintr-o parte și în alta, nu că o hotărâre e luată ca temei legal, că poate fi interpretat. Nu l-am scris la vremea respectivă, nu-l mai avem. Tot conform legii. 90 de zile era termenul prin care... Dar scrie monitor? Există hotărâre de guvern, dată. 100 nu știu cât. Dar pentru că mai avem o problemă legat de hotărârea de Consiliu pentru concesionare la, pentru cumpărarea clubului, a complexului și a pământului. Vedeți că aveți dat în concesiune după club o bucată de pământ care se șeră tot cu ei în aceeași treabă. L-am văzut în hârtie. Nu mai este. Să vedem la contabilitate. Acum, nu mai este. Renunțat. A fost al lui Rodica. Da, da, da. Dar nu, dar da, renunțat la el. Pentru că nu-l mai plătea, nu știe, a chemat, ai plătești sau nu. Și a dat declarații că renunță și a rămas cu debitul. Dar nu mai e funcțional. Noi deja am făcut curat, am pus niște bili. Am făcut curat, am pus lemn acolo. Așa, deja am luat lacăt, am luat, că urmează niei porțile, le dă și așa strâmbi și urâte. Da, consilia, dar nu cred. Nu, era un fier. Era grădină de vară. N-a venit în unii liceuri. Și nu e toată. Erau și porți. Că nu mai sunt probleme. Vă mulțumim pentru ce cauză. Da, și mai. Mulțumim.